Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord în Leu. Etalare pentru luna mai, cu o mică întârziere, dar vă adaptați voi mesajul pentru că, repet, la nivel universal nu sunt calendare, chiar dacă noi oamenii avem uneori tendința să ne fixăm pe anumite perioade de timp. Deci, luna mai aproximativ. Energia generală este regele de apă. Regele de apă. Și la capătul setului de cărți, regina de spade. Regina de spade care are în spate o căsnicie, 10 de monede sau un semn de pământ. Așa, mai este iar semn de foc, semn de pământ, semn de aer, dacă asta vă spune ceva. Însă, văd o căsnicie, regina de aer nu este tocmai ok în acest context, pentru că acest erou, neobligatoriu să fiți voi, chiar dacă e semn de foc, acest erou transmite sau vorbește despre o... O aventură. Aventura poate să însemne foarte mult. Dorința voastră de a explora, dorința altuia de a explora, nu neapărat aventura amoroasă, dar este ceva ce ține de o atitudine tinerească, poate copilărească, poate imatură, variază, evident, mesajul, vedeți unde vă găsiți, într-un context tradițional. Adică, această energie este... prea netradițională pentru acest 10 de monede. Cine este? Cine este acest 10 de monede? Poate este construcția în care trăiți voi, o structură, nu musai materială, cât conceptuală. Iar regina de aer în acest context vorbește despre, probabil, discuții în care se discerne sau se pune pe tapet această diferență, da? Între tradiții, casă, cum ne-a obișnuit societatea sau părinții și ceea ce vrem noi să explorăm în viață. Și repet, nu e obligatoriu să fiți voi aici semn de foc, poate să fie altcineva, poate să fie un copil, poate să fie o cunoștință, poate să fie un membru al familiei care încearcă să iasă din aceste tradiții, din aceste restricții. Posibil să mai fie pentru unii și niște discuții la locul de muncă. Regina de aer nu este tot timpul o energie pozitivă. Rămâne de văzut dacă această energie, dacă primim clarificări legate de această regină de aer și în ce context. Totuși, energia generală este regele de apă, adică emoții profunde, dragoste, intuiție, vindecare emoțională. Mai dacă într-adevăr sunt niște probleme acasă, la job sau într-o structură din care faceți parte, aveți nevoie să vă conciliați sau măcar să vă vindecați emoțional de acel context, un context, da? Și se pare că este susținută această vindecare și prin mesajele de la îngeri. Practicați compasiunea. Încercați să nu acuzați dacă cineva vede lucrurile altfel decât v-ați obișnuit voi. Pentru că nici voi nu vreți să fiți acuzați în cazul în care vedeți lucrurile altfel decât văd alții. Aici este. După plată și răsplată. Adică, nu judecați ca să nu fiți judecați. Că sunteți voi, că ea cineva, variază, repet, ca nu să nu săriți în sus. Vai, că nu sunt eu. Eu citesc energia, vedeți unde vă găsiți. Da? Dacă aveți sinceritatea să vă găsiți într-o anumită poziție. Și am zis, regele de apă susține această compasiune, da? Practică compasiunea. Voi trebuie să arătați, în orice context ați fi, că sunteți înțelepți. Că vedeți lucrurile din perspectiva generală, nu cea mică, da? Nu cea înfricoșată. Vezi lucrurile dintr-o perspectivă proaspătă. Și aici este înțelepciunea la care a trebuit să ajungă regina de aer. Dacă are compasiune, vede și cum înțelege, mai bine zis, și cum vede celălalt lucrurile, da? Iubiți ceea ce sunteți. Iubiți persoana pe care o reprezentați. Dar, dragii mei, nu este genul acela de iubire cu care lei ne-au obișnuit sau ne obișnuiesc, pentru că unii lei au această iubire față de ei... recunoaștem un pic egoistă. Este tendința lor, pentru că e casa a cincea a leului, da? Este o tendință generală.
Și totuși, ca să ajungi la această iubire adevărată, profundă, 8, da, profunzime, casa scorpionului și avem aici regele de cupe, trebuie să trecem prin compasiune. 8-ul ne transformă. Trebuie să vă transformați, repet, mesajul într-o altă formă, perspectivele, direcțiile, așteptările de la ceilalți, de la voi înșivă și să înțelegeți că nici voi nu v-ați ridicat cândva la așteptările altora și atunci și ceilalți trebuie să fie înțeleși în anumite situații. Și trecând peste acest mesaj, nu uitați să iubiți, să nu uitați să conștientizați mai des că sunteți o persoană divină, încântătoare, care merită dragoste, merită lucruri frumoase și, repet, nu în sens egoist, nu în sens tradițional, ci cu sinceritate și compasiune față de voi. Fiți doritori să vă exprimați dragostea, dragostea față de voi, dragostea față de ceilalți. Există și o legătură spirituală undeva în viața voastră sau a cuiva care influențează povestea sau, eu știu, viața voastră la un moment dat într-un fel sau altul. Că e legătura voastră, că e legătura altuia, o legătură spirituală, interesantă, am văzut și legături karmice. Legături karmice, vă întoarceți la ceea ce sunteți. Încercați să ieșiți din acea tradiție, voi sau cineva care reprezintă legăturile karmice și întoarceți-vă la legăturile spirituale cu cineva. Repet, că sunteți voi, că e altă persoană, poate să varieze. Vedem ce legătură au aceste mesaje cu crucea pe care tocmai o să o desfășor. Ia uite, griji. Că sunt ale voastre, ale cuiva, griji din cauza unor stagnări, dar stagnările sunt tocmai ca să vedeți ce perspectivă, altă perspectivă, așa zice, da? Altă perspectivă, compasiunea, da? Da. Și asta, de fapt, înseamnă o călătorie spirituală. E o lecție spirituală prin care treceți voi sau cineva. Dacă voi vreți să... Eremitul nu înseamnă musa zodia fecioarei, așa cum spânzuratul nu înseamnă musa zodia peștilor. Regina de cupe și regele de cupe nu e obligatoriu să fie semn de apă. Sunt persoane emoționale, înțelegătoare, pline de compasiune, da? Da? Aș vrea să nu vă mai fixați pe zodii când vedeți niște arcane sau niște semne. În fine, hai să vedem. Oricum, sunt griji din cauza acestei lecții spirituale. Pentru că este greu să schimbi perspectiva. Nu este ușor. Nu zice nimeni că e ușor. Dar această dragoste, iubește ceea ce ești, se vede la regele de cupe care reprezintă dragoste profundă și, repet, iute, conflicte. Da? Casa a cincea, leului, conflicte. Dragoste și față de voi. Nu putem să iubim pe alții dacă noi nu ne iubim. Nu? Aia numai iubire este nevoie de acceptare, de încurajare. Hai să vedem, leuți. Doi de spade pe care l-am văzut în timp ce am amestecat cărțile. V-ați blocat inima. De ce oare? Din cauza problemelor în general, nu? Dar, dragii mei, trebuie să vă deblocați inima. Prin ce? Prin compasiune, da, se zice. Prin compasiune. Iubiți așa cum sunteți. Iubiți-vă. Și imperfecți, pentru că leul, ca și fecioara, au tendința să pară un pic sau să caute să fie mai... De normal să ne perfecționăm, dar să nu uităm că totuși vom fi toată viața imperfecți, da? Și atunci trebuie să ne iubim așa cum suntem. Imperfecți. Și să aplicăm transformarea în orice clipă. Doi de spade. E un blocaj la nivelul chakrei a inimii. E al vostru. E al vostru. Eventual nu comunicați. Poate simțiți, ar fi frumos să simțiți și să nu comunicați niște chestiuni care țin de suflet. Care vă stau pe suflet pentru că este central. Vom clarifica. Ia uite. Provocarea sunt 5 de cupe. Regrete. 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 Ați suferit, vă este teamă că veți suferi iar și unii dintre voi chiar v-ați închis sufletul. Asta e. Nu vreți să înțelegeți că în orice situație se va găsi un alt suflet pereche, să vă aline. În orice situație ați fi. Și vă spun din perspectiva cuiva care a pierdut oameni dragi, membrii ai familiei, iubiți și știu cum este, da? Să ai tendința să-ți blochezi,
sufletul și să crezi că nu mai există dragoste pe lume. Nu, trebuie doar să deschideți sufletul, să comunicați și suferința și așteptările și comunicându-le, le manifestați. Primul gest de manifestare este comunicarea, da? Și comunicând că vreți să așteptați acest suflet pereche, va apare la un moment dat. Împărăteasa pe care și pe ea am văzut-o mai devreme, în timp ce amestecam în trecut, această împărăteasă. Ce ar putea să fie, variază. Poate că v-ați iubit într-un anume fel și trebuie să vă lăsați, să zdruncinați din când în când ca să vă iubiți într-o altă formă, mai sinceră, mai profundă, pentru că este 8. Poate că e cineva marcat de Venus într-o formă sau alta. Nu musai de aur, nu musai balanță, cineva cu un Venus foarte puternic. O persoană frumoasă și abundentă într-un fel sau altul. Că sunteți voi, că e altcineva, oricine poate fi împărăteasă. Repet, nu vreau să vă fixați pe zodii, ci pe energie. Dar împărăteasa reprezintă și o energie matură. Poate să fie mama voastră, soția voastră, care e purtătoarea copiilor, da? Mama copiilor voștri. E o energie maternă la baza acestei cruci. Vedem cum se desfășoară. Ia uite, cavalerul de spade. În ultima vreme ați aflat niște vești. Da, niște evenimente neașteptate, dar mai degrabă nu evenimente, cât mesaje. Însă, rămâne de văzut cine ce, voi știți care vă este viața, mesajele astea sunt destul de agresive. Cavalerul de spade nu este tot timpul cel mai plăcut. Ia uite, magicianul. În viitor, rămâne de văzut ce înseamnă magician, manipulator sau manifestor, e o diferență mare și vom clarifica și în funcție de context. În prezent, alt cavaler puteți să fiți voi, cavalerul de bâte. Puteți să fiți voi sau poate să vină cineva în viața voastră care să vă cheme la viață, pentru că aveți totuși, sufletul vostru este foarte întristat, extrem de întristat, după cum se vede, da? Din cauza unor vești. Însă eu mai devreme, când am amestecat cărțile, împărăteasa a apărut alături de turn. Adică alături de o separare sau într-un context care reprezenta o răsturnare de situație, o zdruncinătură teribilă. Sfatul este 3 de cupe. Să vă bucurați de viață, să vă bucurați de prieteni. Da, există acest personaj, da? Ați putea să fiți voi, dar nu prea cred, pentru că sufletul vostru, ia uitați-l cum e, 2 de spade, 5 de cupe. Posibil să fie cineva care vine în viața voastră și vă îndeamnă la călătorie. Hai să mergem cu mașina, cu bicicleta, cu trenul, cu ceva. Hai să explorăm niște zone, hai să ne plimbăm. Hai să facem ceva deosebit, da? Poate să fie și o aventură pentru unii. Cine acceptă? Eu nu sunt genul care să accepte aventuri, dar fiind detalarea colectivă și generală, este uneori acest cavaler este și aventurier. Dacă voi acceptați invitația lor, bine, dacă nu, nu. Sfatul este totuși să vă bucurați. Acceptați invitația explorării vieții dintr-o altă perspectivă, apropo de nouă perspectivă, nu musai aventura în sine, da? Dacă personajul e aventurier, care e problema? Nu stăm să judecăm, apropo de judecat, da. Nu-i judecăm pe ceilalți că sunt aventurieri, că sunt așa. Hai să vedem ce putem învăța de la ei, da? Faptul că sunt optimiști, că îndrăznesc să treacă peste niște bariere, apropo de tradiție, să treacă pe... Ia uite, e exact eroul de aici. Să treacă peste niște tradiții și uite așa își trăiesc viața din plin. Chiar dacă uneori e netradițional, care e problema, nu judecăm. Uneori ne prinde bine să spargem tradițiile, pentru că altfel dacă stăm prea mult închistați în tradiții, iau de unde ajungem, la depresii, la supărare, la blocaje. Unii lei, sau cum ar cajul meu, sunt așa. Și e de înțeles, pentru că e Saturnul ăla în vărsător care face opoziții. Nu este ușor nici Saturn în opoziție cu Soare. Dar sfatul este să vă bucurați de prieteni, de viață, de primăvară, să dansați, să beți câte ceva, suficient, nu neapărat mult, suficient că să vi se îmbujoreze obrajii și să... Ia uite! Să lăsați blocajele astea deoparte
Iar influența exterioară, 4 de băte. Posibil altcineva cu marcaj în semn de foc. Cu marcaj, zic, marcaj. Și într-un fel sau altul se creează niște trigoane. Nu zic zodie, zic marcaj. Oricine poate fi cu marcaj în semn de foc, se creează niște trigoane și uite, oarecum mi-aduce aminte, oarecum mi-aduce aminte, vom vedea și mai încolo, de talarea de la Rac, pentru că și acolo ei au avut și mai sumbru zona centrală. Acolo toată zona laterală era mai colorată decât centru, decât crucea în sine. Există o influență, repet, o să o clarific, dar până acum arată frumoasă. Există o influență faină, pe care ar fi bine să o primiți. Dar și aici se bucură doi oameni. Da? Aici sunt trei, deja se creează ce? Se creează relația de prietenie, dragii mei, nu musai aventură, dragii. Am zis, chiar dacă persoana respectivă care vine în viață, glumește, trei, înseamnă comunicare, da? Patru, în zona casei, pe acasă, poate vă întâlniți în cartier, poate, eu știu, vine în vizită la vecinii voștri cineva, da? De-aia zis, e pe lângă casă. Vă dau exemple ca să înțelegeți cum se poate aborda mesajele, da? Acest personaj vine în zonă, pe lângă voi. Da, și se leagă și trei înseamnă comunicare și cavalerul ține de mișcare și comunicare. Amândoi comunică, însă aici este o comunicare destul de rigidă, destul de abruptă. Aici este foarte creativă, foarte, în ce sens, drăgălașă, glumeață. Glumeață. Lăsați să vină un pic de voie bună în viața voastră. Bucurați-vă de oamenii care sunt veseli. Nu-i puneți, repet, nu-i judecați doar pentru că aveți voi niște probleme. Pentru că rostul lor este să vă scoată. Nu zic, nu se, repet, nu zic să rămâneți cu ei, dar să vă bucurați de această energie. Ce practicați compasiunea, nu? De ce vă este teamă de 7 de bâte? De o atitudine defensivă. Ar putea să fie a voastră cu aceste cărți gri, da? Se potrivește, vedeți? Ar putea să fie atitudinea voastră față de oameni, cum am zis, poate îi judecați, poate, domnule, ia, păstrează distanța regulamentară, socială, da? Ești prea glumeț, noi suntem mai sobri, mai serioși, nu. Aici ar putea să fie, nu neapărat teama voastră, reținerea voastră față de niște provocări. Acum, bâtele în acest context nu le consider ca niște provocări negative. Poate să fie chiar aceste băte. Cineva glumește, da, că bătele sunt glumețe, sunt simpatice, sunt creative și voi, supărați fiind de niște motive, sunteți mai defensivi, mai respingători. Mare grijă să nu fiți respingători din cauza că v-ați blocat inima. Unii chiar v-ați blocat. Aveți acolo o problemă. Deblocați-o, vă rog. O 7 de cupe. A7. Ce vă doriți? Dar ce e frumos că acesta este mai colorat și se leagă oarecum de 3 de cupe. Dacă vă bucurați cu prietenii, dacă vă bucurați de ceea ce vine, vedeți și alte opțiuni, da? Nu doar această opțiune, da? Nu doar această opțiune gri. Începe să vedeți cele două cupe, care două cupe, dragii mei, nu e obligatoriu să fie o nouă dragoste. Nu e obligatoriu nici să fie persoana de care v-ați separat și cu care vă măcați. Nu. Poate să fie un prieten, un amic, o amică, da? Care vă susține. Da? Un suflet care vă este alături. O să clarific. 7 de cupe. Posibil că unii începe să visați, pentru că 3 de cupe, 4 și cavalerul ar putea să sune și a îndrăgosteală pentru unii, nu pentru toți. Dar, repet, poate să fie dragoste, chef de viață, în primul și în primul rând. Începe să vă îndrăgostiți de primăvară, de viață, de dorința de a fi mai colorați, mai așa simplu. Ia uite, marele preot. Aici e problema. Tradițiile. Dar marele preot înseamnă și 5, înseamnă și schimbare. Tradițiile sunt necesare ca să avem un context, dar dacă contextul ne restricționează prea mult, uneori trebuie să schimbăm. Trebuie să schimbăm cu o înțelegere profundă a lucrurilor. Marele preot poate să manifeste și compasiune, da? Nu este doar cel care ne judecă că am păcătuit, că la, că nu știu ce s-a întâmplat, nu. Trebuie să aveți și compasiune.
Și nu doar trebuie să avem și soluția la problemă. Degeaba judeci dacă nu vii cu soluția. Ai făcut ceva, toată lumea greșește, dar trebuie să venim cu soluția. Rugăciune, iertare, compasiune, că de fapt asta înseamnă un soi de iertare, da? Înțelegere. Și vedem ce se întâmplă. Rămânem împreună, nu rămânem în structură, medităm la legile pe care nu le-am înțeles sau la legile pe care le-am încălcat eventual unii, alții. Vorbesc la modul general, vedeți cum vă încadrați mesajul. Ia uite, e totuși o căsătorie, sunt niște tradiții, dacă nu e căsătorie, e contract la locul de muncă pentru unii, al vostru sau al cuiva. Dar este un context tradițional, cum am zis mai devreme, care obosește. Este un consum de energie teribil în acel context. Din acest motiv, simt că magicianul în viitor ar putea să fie nevoia de a o lua de la unul, de a manifesta ceva nou. Ia uite, uitați-vă voi. Apare și diavolul, tentația sau situația toxică. Șase de bâte, diavol, legături karmice, conflicte verbale, că am văzut aici. Nu, dragii mei, nu vă mai luptați nici cu ego-ul vostru, nici cu al altora. Nu vă mai luptați, transformați-vă, pentru că cu cât rezistați, cu cât vă luptați, cu atât vă aduceți mai multă supărare și tristețe. 4, 5, da? Aici este, încercați să manifestați ceva nou în următoarea perioadă, care o fi. Încercați să manifestați ceva nou. Că e un proiect, acest cavaler de bâte poate să fie un proiect. Cineva care are o anumită viziune și vă cheamă, hai să lucrăm împreună ceva, dar nu-ți repet de câte ori pot. Cărțile sunt foarte versatile. Nu e obligatoriu să fie un aventurier. V-am zis așa, dacă este, nu acuzați, bucurați-vă de energia lor faină. Dacă nu e aventurier, poate e un proiect. E o idee, o oportunitate, apropo de cele șapte cupe. Și mai multe oportunități. Bucurați-vă de ce vine. Iau de la capătul setului de cărți, valetul de spade, cineva încearcă să renască ceva. O situație în care tot așa, iau de, a fost control maxim. Împăratul, patru de monede, ce poate fi? Apropo de Marele Preot, de restricții, de o atitudine tradițională sau, dacă nu e tradițională, foarte controlantă. Controlant. Da? Controlor. Foarte impunătoare, foarte dominatoare. Doamne ferește, dar, există tendința unor oameni. Nu zic zodii, zic unor oameni. Și în acest context, ceilalți încearcă să fugă de aceste restricții impuse. Și pot să fie și restricții ale societății. Dacă ar fi să medităm la acest mesaj, de fapt, da, nu e obligatoriu să fie o persoană, poate să fie societatea în sine sau cineva la locul de muncă sau un job, da? În fine, în momentul în care sunt restricții prea mari, mai devreme sau mai târziu, se va fugi, se va dori libertatea. Și de aia zic, nu acuzați pe cineva că nu a făcut ce era normal să facă, că a fugit, că X, că Y. Poate că și voi ați fi făcut la fel dacă ați fi simțit această apăsare. Aici este clar o apăsare. Pentru că cineva încearcă să controleze. Și totuși, că sunt ei, că sunteți voi, încerc să vorbesc mai general, repet, pentru că e etalare generală, se dorește renașterea unei situații. Și cum renaștem? În primul și în primul rând, prin comunicare. O comunicare sinceră, da? Adică, dacă v-ați deblocat, dacă ați fost blocați din cauza acestor presiuni, niște presiuni ale societății, cum să zic, poziției sociale, profesionale, familiale pe care o aveți, niște presiuni au fost pe voi, da? Se vede aici. Presiunea familiei, a societății, a jobului. Da? Și aici se vede, repet, da? Trebuie acum să alegeți. Dacă până acum v-ați închis, tocmai ca să vedeți, să meditați, sper că ați meditat, da? Trebuie să alegeți. Da? Din două să rămâneți cu o spadă. Și ce să alegeți? Renașterea. Posibil să fie cineva la care vă gândiți,
care vă este drag și care trece prin aceste lucruri, da? Care v-a blocat, care n-a vorbit, tocmai din cauza acestor restricții, aceste dorințe de control, care a fugit, există și varianta asta, da? Însă, repet, nu acuzați, pentru că nu știți cum ați fi făcut voi în cazul lor, dacă ați fi avut experiența lor de viață, și practicați compasiunea. Deci, că o fi un semn de aer care vrea să renască, să se împace, să-și asculte intuiția, să crească spiritual și să iasă din acest 4D, nu 3, 4, posibil și asta. Rămâne de văzut. Dacă e un semn de aer sau sunteți voi o latura voastră în care, vă repet, voi v-ați închis, dar dacă ne închidem, ne închidem o perioadă de timp cât să alegem. Cât să plângem o pierdere, dar după aceea, repet și vorbesc din experiență, am pierdut oameni și știu că la un moment dat trebuie să te întorci fața către viață. Nu se poate să stăm tot timpul în lacrimi și în regrete și în trecut. Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos, pentru Leo. Doi de spade, foarte grav și foarte important, pentru că totuși e o dragoste profundă, un rege de apă. Sentimente profunde. Și nevoia și dorința de a visa, de a vedea oportunități, de a vedea lucrurile din mai multe perspective eventual. Nu doar una tradițională. Nu doar acelea care ne apasă. Doi de spade. Te rog frumos, doi de spade pentru leuți. Cinci? Ia, uite. 5 și 5, 10 de monede, exact ce a apărut aici. Aici asta vă consumă pe voi, aici v-ați închis voi, din cauza responsabilităților. Și repet, poate să fie căsnicie, tradiții, religie strictă, cultură mai ciudată, o cultură mai ciudată, educația primită, e interesant că avem aici împărăteasa, educația primită pe filieră maternă, oho, sunt multe, 10 de bâte. Apasă aceste lucruri pe sufletul vostru. Oh. Hai să vedem. 10 de monede de bute. Mai dăm o carte pentru 10 de bute și 2 de spade. Hai. Ce urmează în momentul în care se deblochează? Care e mișcarea? Sunt oameni care vă iubesc, ia uite, 4, iar 4 de monede l-am văzut mai devreme, ia uitați-l. Tradiția, am zis că seamănă un pic cu racul, poate aveți acolo planete. Un pic. Să sperăm că nu prea mult. Da? E aici 4 de monede. Tradițiile, relațiile karmice, da? Care pot să fie cu mama, cu tata, cu soțul, cu copii, cu X, cu Y, relații karmice. Luați-vă câte zodii vreți. Da, 5 de bâte, conflicte. Conflicte. Da. Of! Țineți prea... Sunteți semn fix. Este normal să țineți, să vă doriți stabilitate. Dar dacă această stabilitate vă închide anumite chakre, puteți să stați și în cap. Nu e suficient să stați în cap. Trebuie să renunțați la acele programări. Clarificăm 5 de cupe, te rog frumos, pe vocarea. 10 de monede, fantastic! Uite, 10 de monede, 10 de pământ, da? Tradițiile. 10 de monede care, într-un fel, e similar cu marele preot. O familie stabilă, da? Stabilă, dar mai puțin emoțională. Asta e. Poate să fie și un job care v-a adus bani și stabilitate, dacă nu e familie. Da. Aici se plânge. Ce plângeți? 10 de monede? Nu plângeți după așa ceva. Nu, pentru că vin oportunități. Vin alte oportunități. Ia uite, regele de monede. Soț, soție, șef, șefă. Și împărăteasa, ia uite. Soțul și soția sau soțul și mama. Tatăl și mama. 7. Deci citesc eu 5 și e 7. 7. Așteptări. Oboseală, o stare de oboseală în cuplu.
precauție. Nu sunt prea multe emoții. Și aici câte 9 de spade care le-am văzut la început, dați în urmă. Da? 8 și cu 9. Griji, stres. Oh, de-aia plângeți. Nu mai plângeți după așa ceva. Da, aveți totuși... Universul vă oferă ceva proaspăt. Primiți prospețimea. În lume în care, dacă rămâne titlul ăsta, să primiți această prospețime a primăverii. Primiți-o. Ia opt. Iar opt, da. Aici e un blocaj mental, e programare mentală. Că nu vă puteți separa, că trebuie să țineți de familie, că trebuie să țineți de job, că trebuie să țineți de ceva. Nu e doar nu sunt doar probleme financiare, este o programare mentală. Puteți să vă supărați sau să nu vă supărați, e o situație, da? Se ține prea mult de, ia uite, iar 5, conflict, da? De niște idei fixe. Clarificăm împărăteasa în trecut. Puterea. Puteți să fiți voi ca mame, ca soții, ca figuri autoritare. Și să vă luptați voi cu voi, pentru că ego-ul spune că trebuie să fiți într-un anumit fel. Da? Ego-ul este 2 de spade și vă aduce blocaje. Acum, dacă nu sunteți voi, poate e altcineva care se luptă cu ego-ul său. C-o fi taur, c-o fi balanță, c-o fi altcineva, altă zodie. Oricine poate fi, oricine. Am zis zodiile venusiene, dar oricine poate fi. Poate e mama voastră care încearcă să-și impună eu știu ce. Dar am zis, sunt multe posibilități, da? Repet, puteți să fiți chiar voi, luptându-vă cu voi înșivă. Să păstrați aparențele, că sunteți bine, că sunteți frumoase sau frumoși, abundenți și totuși în interiorul vostru să fie un tumult, o luptă continuă. Regele de bâte, da? Interesant, văd totuși că aici este lupta cu leul, pur și simplu, nu e ca la putere. Puterea din celelalte cărți de tarot, aici chiar cineva se luptă. Se luptă cu leul. Acum, evident că nu trebuie să fie o luptă practică, poate să fie, repet, o luptă energetică. Că fie acest personaj care a încercat să se lupte cu voi, cu forța voastră, că, repet, sunteți voi care încercați să vă dominați o latură sau alta a voastră, iar variază. Vedeți? Oricum, pentru mine, puterea înseamnă dorința de putere, lupta egourilor. Cavalerul de spade. În ultima vreme, cavalerul de spade. Clarificăm cavalerul de spade. Luna. Da. Ar fi interesant dacă în ultima vreme ați început să aflați într-un mod neprevăzut, spontan, niște lucruri care au fost ascunse. Niște lucruri care au fost ascunse. Acum, iar mesajul variabil, poate că într-un mod neașteptat a apărut un semn de apă pe ștreac scorpion sau ați aflat niște vești. Dar eu cred că mai degrabă cineva spune niște lucruri care au fost un mister pentru voi sau pe care nu le-ați înțeles. Sau cineva se luptă să facă, să aducă claritate într-un context încețoșat. Mai dăm o carte. Clarificăm luna. Asta pentru că văd totuși emoție, avem și regele de apă. Posibil să fie și un semn de apă într-o formă sau alta în viața voastră. Uite, spânzurat. Aici este, aceste vești aduc noi perspective. Da? Ce noi perspective. Da? Și asta înseamnă, cum poți să ai perspectivă nouă dacă nu schimbă în poziția? Da? Poți să stai cu capul în jos. Să vezi cum se vede lumea din poziția asta, da? Și atunci ai revelația. Ah,
nu se vede la fel, măi. Păi dacă nu se vede la fel, cum poți să-l judec pe celălalt care stă poate cu capul în jos? Așa vede el lumea. Asta e. Da? Ah, da. Niște vești, o discuție cu cineva. Poate la drum, poate online, poate un mesaj. Cineva vorbește despre niște lucruri pe care nu le-ați înțeles, au fost ținute secret și acum vedeți lucrurile altfel. Acum, atunci, cât de puțin. Vi se explică o amânare, o stagnare? Eventual, înțelegeți că le-a fost frică de ceva? În fine, sunt multe. Da? Și totuși se dorește victoria, totuși se dorește echilibru, patru de bâte, da? Echilibru și regele de monede. Da? Avem patru de bâte și aici. Posibil același personaj de care v-am zis mai devreme în jurul casei, 6 și 4, 4 de 6 vine, 4 reprezintă iar casa pe lângă casă, noțiunea de casă. Clarificăm, te rog, cavalerul de bâte în prezent. În prezent și viitorul apropiat. Uite, regele de bâte și cavalerul, puteți să fiți o pereche. Ia uite și justiția. Adică acest personaj, într-un fel sau altul, vă echilibrează. Justiția, turnul, interesant. Cred că e același personaj pentru care apare aici cavalerul de spade. Cineva cu marcaj, zic marcaj, în semn de aer, care nu a acționat, dar s-a luptat eventual cu voi, cu ego-ul vostru, cu ego-ul lor, la un moment dat în trecut. Poate ei, repet, au avut probleme în familie, la locul de muncă, undeva, poate amândoi, că așa se întâmplă uneori. Deci acest personaj a fost în frică. Și vede lucrurile altfel. Și explicându-vă cât de puțin, vede și voi. Și trebuie să aveți compasiune față de ei. Același personaj, da? Care acum vine cu altă energie. Vine într-un mod trăsnet să facă dreptate. Și tot într-un mod trăsnet a fost o injustiție. Pentru că n-are cum să se facă dreptate dacă a fost dreptate, nu? Dreptate se face doar când a fost nedreptate, da? A fost o separare bruscă, niște evenimente, iar cineva n-a știut să aleagă, doi de bâte, și a ales altceva. Să înțelegem, nu? Că suntem noi, că sunt ei, dacă îi înțelegem pe ei și noi când avem probleme vom fi înțeleși. Așa este normal, nu? Dar e fain, cavalerul și regele de bâte. Poate să fie una și aceeași persoană sau să fiți voi și altcineva. Altcineva care încearcă să se ridice la vibrația voastră. Da? Pentru că i-ați blocat, pentru că v-a consumat această atitudine a lor tradițională, repet, poate nu e a lor, a voastră, poate e a lor, variază, accentuez ca să nu uitați. Însă, sincer, dau bine împreună cavalerul cu regele. Dau bine împreună. Nu vorbesc că sunt amândoi energii masculine, dar pot colabora, pot crea ceva fain împreună, da? Unul are gândirea, perspectiva, altul are energia, pasiunea. Poate e și o diferență de vârstă și din cauza asta are mai multă energie, iar posibil. Însă există pasiune, atracție pentru cineva. În acest moment și în viitorul apropiat. Eventual, mesajul pe care primiți de la cineva sau întâlnirea cu cineva vă face mai arzători. Da? Și acest lucru se întâmplă într-un mod neprevăzut. Cavalerul de spade și turnul. Da? Neprevăzut. Pentru că acest personaj a ales, da? A ales în primul rând să facă dreptate, să se poartă echilibrat. Și vorbim aici de echilibru. Cavalerul și rege sunt în echilibru. Există un echilibru. Clarificăm, te rog frumos, 3 de cupe ca și sfat.
Clarificăm 3 de cupe. Cine este regina de monede? Bucurați-vă de viață pentru că aveți o valoare specială. Bucurați-vă și bucurându-vă, manifestați echilibru și valoare. Nu putem manifesta echilibru și valoare în tristețe. Clar, cum arată aici, da? Aici nu se poate manifesta. Deci nu puteți să faceți carieră din lacrimi. Sorry. Și interesant cum vine mesajul, da? Că niciodată nu m-am gândit la acest lucru, dar, adică nu m-am gândit să-l formulez așa, da? Nu poți să faci carieră, nu poți să faci familie pe lacrimi și pe cușcă mentală, într-o cușcă mentală, în programe mentale. Da, unii mai fac, dar mai devreme sau mai târziu se dărâmă. Deci tot ce e construit pe programe mentale, obsesii mentale, obsesii față de o anumită persoană, lacrimi, regrete, tot ce e construit pe acest lucru n-are cum să dureze 10 de monede. O să se dărâme mai devreme sau mai târziu. Și atunci, ideea este, sfatul este, vreți să ajungeți în această postură de regină de monede, de manifestori. Să manifestați, să creați valoare, să aveți o valoare specială, oamenii să vă respecte și să aveți și stabilitate financiară. Nu poți să ai nimic special fără să ai această bază pozitivă, gânduri pozitive. Poate că printre prieteni veți avea pe cineva care are o valoare specială și vă îndeamnă. Da? Vă îndeamnă și vă oferă echilibru. Există și varianta asta. Dar nu obligatoriu. Asta ca să nu mai dau zodică. Nu e stresant. E stresant să dai zodică. Iar cavalerul de spade. Iar are legătură cu acest cavaler de spade. Posibil că din preajma prietenilor apare acest cavaler de spade. Sau acest cavaler de spade are mult optimism și vă văd ca pe o valoare. Același personaj. Pentru că reapare aici, da? Clarificăm 4 de bâte. Exterior. Ia uite. Valetul de spade care apare și aici. Da? Care apare într-un context, da? În care se dorește renașterea, se dorește să judecăm dintr-o perspectivă profundă și deschisă. Nu aceasta pământeană, da? Plină de compasiune și viziune. Deci, acesta poate să fie, pentru că apare valetul de spade și am tot văzut cavalerul de spade, poate să fie același personaj care vine pe lângă voi. Puteți să fiți voi aici semnul fix și vine acest personaj pe lângă casă, prin jurul cartierului. Poate la o întâlnire cu prietenii întâlniți acest personaj, aveți o discuție cu cineva, da? Care vă distrează, vă face să vă simțiți altfel. Vedem o carte. Ce acest vale de spade? Care înseamnă comunicare. O comunicare în voie bună. M-am văzut la 3 de cupe. 4 de spade și valetul, 4 de bâte și valetul de spade. Ia. Valetul de monede. Hai. E cineva care vine cu care comunicați. Și comunicați interesant, poate face și schimb de obiecte, pentru că asta înseamnă monede și valetul de monede. Poate studiază ceva, poate vă studiază pe voi, poate studiază cum să intre în această relație, da? În această relație de colaborare, regele și cavalerul de bâte. Cu voi, o dorință de a colabora, de a construi ceva, o prietenie măcar, pentru că aceștia sunt prieteni. Oricine. Construcția poate să fie prietenie în sine, da? Nu neapărat căsătorie. Deci aveți un personaj care vrea să vorbească, vrea să ofere ceva cât de puțin, să exprime valoarea pe care
o văd în voi. Poate că aveți niște copii acasă pentru unii, hai să zic și acest mesaj, poate aveți niște copii acasă, pe lângă casă, care vă încântă într-un fel sau altul. Da. Dacă aveți niște copii, unul dintre ei studiază și atunci vă aduce o bucurie, o veste frumoasă. Clarificăm 7 de rute. Patru de cupe aici este. Supărarea asta pe care o simțiți, care apare aici ca și provocare, blocajele acestea mentale legate de tradiție, de familie, de job, de ce o fi, de construcțiile acestea pe care am fost învățați unii dintre noi să, în fine, să ne implicăm sau dintre voi, da, aici este patru de cupe. Regretele acestea vă fac foarte defensivi. Și aici este problema, nu că ar fi o frică, este într-o poziție nefavorabilă, nu lăsați loc schimbării. Păi, n-aveți cum, da, de-aia zic că aici e chestiune de programare, programați-vă să fiți altfel. Ieșiți din programările vechi și programați-vă pentru bucurie, pentru culoare, pentru expansiune, pentru manifestarea lucrurilor, unor lucruri artistice, de valoare, în fine, variază, da? Uite, 6 de cupe. Legătură cu cineva și 6 de băte. Un personaj care v-a simțit mult timp. Clarificăm 7 de cupe, te rog frumos. 7 de cupe în poziția dorințelor pentru cei cu soarele în renunț ascendent, nodul nord în leu. Ce frumos! Uitați-vă ce frumos! 4 de băte. 4 de băte care reapare în poziția influențelor exterioare. Dacă vine cineva înspre casa voastră, repet, în zona voastră, începe să vedeți opțiune. Da, se poate și așa. Nu trebuie să călătoresc eu, poate să vină persoana prin preajmă, da? Da un mesaj sau o variantă. Pe de o parte, visați și voi la flacăra geamănă, visați și voi la prietenie, la o energie, repet, pozitivă, încântătoare, plină de speranță. La asta visați. Asta vă doriți. Un cuplu în care puteți manifesta mai multe lucruri și în care aveți și emoții și pasiune, nu cum apare aici, da? Uite, ce fel de emoții, regrete, pentru că au fost griji, mental toxic și obsesia pentru bani și dorința de stabilitate, iau-te aici. Astea sunt tradițiile acestea în care stau mulți. Și totuși suntem în vremuri care se cer netradiționale. Regele de cupe, ia uite ce frumos a revenit regele de cupe. Aici s-a oprit. Regele de cupe și marele preot. Și împăratul. Asta este. Aici e diferența. Aici este diferența. Este o nouă lume, da? Vreți o nouă lume, o nouă relație în care să munciți, să 8 de monede, dar pentru cineva care este treia spiritual, are compasiune, nu este doar, uitați-l cum e aici, da? Tradițional, cu inima blocată de bani, de grija pentru bani, pentru profesie, pentru cum este privit de societate, nu mai vreți așa ceva. Vreți într-adevăr un împărat, dar un împărat treia spiritual, nu tradițional. E o mare diferență, pentru că tradițional consumă. Vreți treia spiritual și care să ofere compasiune și înțelegere. Compasiune, regele de cupe. Asta este patru de băte. Asta este flacăra voastră geamă la care visați. Mai dăm o carte pentru acest patru de băte.
Iau, extraordinar, cum reapare și aici s-a oprit la amestecat în fața voastră, da? Și apare doi de cupe. Ăsta este visul vostru. Să manifestați flacăra geamănă, un om cu dragoste, un om care vă dă stabilitate, dar există comunicare emoțională. Da? Acel doi de cupe pe care l-ați tot lăsat în spate. Unii dintre voi, în care nu credeți, nu, credeți că doar o singură persoană e sufletul vostru, nu, sunt multe suflete perechi în lumea asta. Și nu trebuie să stăm în această programare că vai, da, știu că o să sună ciudat, că unii o să comenteze de ce promovezi așa ceva, dar știu ce zic. Știu ce zic. Faceți ce vreți cu mesajele, luați-le cum simțiți. Clarificăm magicianul, te rog frumos. Situațiile, cum simți și cum rezonează. Extraordinar, regina de cupe, fantastic. Da? Vrei să manifestați perechea divină, dar pe ce latură? Latura emoțională, regele și regina de cupe. Da? Regele și regina de cupe, regele și regina de cupe. Nu-i așa? Păi asta este dragoste. Nu ceea ce vă învață, ce ați învățat de la familie, că trebuie să tați, să înduri într-o căsnicie, într-un job, într-o situație. Nu. Cui nu-i place mesajul, să sară peste această etalare. Asta e adevărul. Vreți să manifestați vindecare, că regina de cupe înseamnă vindecare și am vorbit de consiliere emoțională chiar de la început. Într-un context care ține de familie, de job, de tradiții. Ia uite, îndrăgostiți-i chiar, ia uite, vreți să vă îndrăgostiți. Sau să alegeți altceva. Pentru că ați fost dezamăgiți. Ați fost dezamăgiți. Trei de cupe, trei de spade, trei de monede. Poate că unii ați fost puși într-un triunghi amoros. Ia uite și diavolul. Cu siguranță a fost pentru unii un triunghi amoros. Cu siguranță. Și dacă n-a fost triunghi amoros în sensul cu o altă persoană, poate a fost și o obsesie pentru băutură, pentru unii dintre voi. Dacă n-a fost a treia persoană, a fost... Ia uite, obsesia pentru băutură poate să fie a treia cupă, da? Poate să fie obsesia pentru bani, pentru statut și așa mai departe. Acum este alegeți. Alegeți. Și atunci, dacă s-a încheiat cu îndrăgostiții și cu alegerile, înseamnă că doi de spade, printre câte am spus, și reamintesc că am vorbit și de alegeri, înseamnă să alegeți, să vă deblocați inima, da? Să scăpați de acest consum energetic, da, apare de 2 ori 10 de spade, și să scăpați aceste tradiții care vă țin în niște restricții care nu sunt pentru aceste vremuri. Nu sunt pentru aceste vremuri. Deci alegeți din dragoste. Cam atât. Cum a zis că dau titlu, îmbrățișați prospețimea primăverii, cam așa, nu? Că sunt niște semnale. Sunt niște semnale. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, dragii mei leuți. Pa, pa!